Începem cu politica pentru a termina cât mai repede acest subiect, pentru că... De ce? Nu ne mai interesează. Invitat în emisiunea Dosare de politician, moderată de urlătorul Silviu Mănăstire, domnului Fenechiu de la PNL îi sună telefonul. Știm că am încotro să duc lucrurile în momentul de față. Din punctul meu de vedere, a fost la rațe, domnul Fenechiu, la vânătoare, cred că în asta. Domnule Turcescu, nu știm dacă a fost la rațe, dar Boboș ca tine mănâncă pe pâine la micul dejun, nenea Fenechiu. Știm că am încotro să duc lucrurile în momentul de față. Din punctul meu de vedere, a fost la rațe, domnul Fenechiu, la vânătoare, cred că în asta. Rămânem la politică. Fostul președinte Traian Băsescu, domnule, este întrebat de Elena Lasconi, care a fost la ProTV și vrea să ajungă primar. Care este secretul politichiei? Eu candidez la primăria Câmpului Mușel. Dumneavoastră ați avut mare succes și cu și idei bune de campanie electorală și așa. Ce părere aveți? Succes am avut în politică și la blonde. Câtă sinceritate! Domnul președinte Băsescu a avut succes în toate, numai la Antena 3 nu a avut. Totuși, domnul președinte, îi răspundeți doamnei sau nu? Puneți, ce ar trebui să fac eu ca să pot să reușesc acolo să fiu primară? Rămâneți blondă. Succes! Da. Avem acum o conferință de presă organizată de Klaus Iohannis la Cotroceni. După ce Curtea Constituțională a dat un dos de labă peste botul PNL-ului, Digi24 HD ne prezintă un jurnalist care se chinuie să făurească o întrebare. Domnule președinte, nu considerați în actualul moment că se pune o presiune pe Curtea Constituțională, iar o parte a judecătorilor sunt acuzați de partinazitate politică de către o parte? Nu am astfel de informații. Emoții mari, turbo trece în frunte. Unde l-a spitit până acum? Ăsta e jurnalistul numărul 1 al politicii românești. N-are niciun partizanat cu vreo tabără politică. Na, că nu ne-a ieșit cuvântul. Domnule președinte, nu considerați în actual moment că se pune o presiune pe Curtea Constituțională, iar o parte a judecătorilor sunt acuzați de partinazitate politică de către o parte? La canal de Bele și Ele, reporterii sunt angajați pe ochi frumoși. Cunoștințe? Nema. A amenințat că deține material pirotehnic în mașină pe care îl va folosi pentru a arunca în aer autoturismul care se afla chiar lângă o benzinărie. Astfel că riscul de explozie era unul eminent. Adevărul e că era un risc eminent, făcuse studii superioare, ba chiar și-a dat și doctoratul în Școala Vieții, la fel ca majoritatea reporterilor din televiziuni. A amenințat că deține material pirotehnic în mașină pe care îl va folosi pentru a arunca în aer autoturismul care se afla chiar lângă o benzinărie. Astfel că riscul de explozie era unul eminent. Rămânem la știri, dar trecem la Românica TV, unde nenea Ghiță a angajat o prezentatoare blondă care ajunge mereu la cronică. Noi îți mulțumim fierbinte pentru asta. Un incendiu care a deranjat foarte fum. E clar că incendiul deranjează, dar din când în când și degajează. Așteptăm cu interes să aflăm dacă Duca Dam ajunge la știrile România TV. Un incendiu care a deranjat foarte mult fum. Trecem acum la subiectul care ne frământă de atâta mar de vreme. Coronavirusul. Molahul Sabac de la Canal D a inventat o carantină extinsă. În plus, toți vor sta în carantină timp de 14 săptămâni. Dragă Sabac, măi molahule, carantina de 14 săptămâni se numește arest la domiciliu. În plus, toți vor sta în carantină timp de 14 săptămâni. Și încheiem cu o reporteriță de la Antena 1 care s-a dus la aeroportul Otopeni să verifice aparatura de luat temperatura. Pentru că nu știe verbul ce descrie acțiunea, ea folosește greșit un cuvânt. În timpul în care pasagerii, toți care vin din Italia, completează aceste chestionare, ei bine, medicii urmează să temporizeze. Deci, să ia temperatura. Băi, nu se poate, și când te uiți la ea cât de serioasă e, mai că o crezi pe cuvânt. Draga noastră matracucă, în aroganța ta, verbul a temporiza înseamnă a lua temperatura. Greșit! A temporiza înseamnă a întârzi acțiunea, a amâna, a tergiversa. Adică, pentru a înțelege și matale măsurile acestea inutile, tărăgânează tranzitul călătorilor prin aeroport. Este un temporizator digital și wireless, este foarte simplu, acum pot să vă arăt.
O nouă nebunie s-a abătut asupra omenirii. Virusul gripei noi a venit ca un uragan din China și acum ne lovește pe toți. În România este mult mai mare decât în alte țări, iar guvernul, ci că s-a pregătit temeinic. Aiurea! 220 de milioane de lei, adică 45 de milioane de euro au plecat din fondul de rezervă al statului pentru ca România să poată face față unei eventuale epidemii de coronavirus. Din acești bani ar trebui cumpărate de urgență măști, mănuși, izolete și biocide. Vom avea aceste materiale suplimentare, vor veni în luna martie. Am trimis personal din corpul de control ca să se asigure că aceste măsuri sunt implementate și că avem într-adevăr atât în punctele de frontieră cât și în aeroporturi o acoperire 24 ore din 24. Dar poate vă întrebați pe bună dreptate ce este gripa asta nouă. Vă spunem noi, din datele prezentate oficial, coronavirusul a infectat 90.000 de oameni din întreaga lume, față de 6 milioane cât infectează virusul gripei sezoniere. Adică este un virus care nu are vaccin, dar este mult mai puțin agresiv decât o gripă normală. În schimb, isteria mondială a făcut din gripa asta chinezească o adevărată tragedie. Medicii din direcțiile de sănătate publică județene vor face gărzi 24 de ore din 24 la toate punctele de frontieră aeriene, terestre și maritime. Dacă va fi cazul, vor fi detașați doctori din alte DSP-uri sau din spitale. În spitalele noastre situația este de așa natură încât intri cu gripă și ești cu dita mai infecția nozocomială. Iar pe aeroportul Otopeni, de exemplu, nu există cărăcioare pentru bagaje de mai bine de un an. În schimb, noi tratăm gripa asta nouă care e un fâț. Fiecare persoană am stat câte 5 minute să ne măsoare cu un aparat. Aici, în aeroport, v-au făcut ceva teste, v-au întrebat ce? Temperatura, da. Și să completați formularul. Un formular, da. Și vi s-a spus acasă să stați în carantină 14 zile? Nu. Recomandări ceva? Nu. Se spune că gradul de civilizație al unei societăți se vede cel mai bine în curățenia toaletelor publice. Aici doar bantustanele și Republica Centrafricană stau mai rău. De ce este atât de mult aranjul? E chestia șeful. Datorită faptului că se face curățenie în el, e curat. Păi hai să vă arăt ceva. Veniți aici. Asta ziceam. A, pe aici. Da, pe aici așa. Aici au urcat călătorii. A cui e doza aia? A mea. A, și a curs din ea? Da, am curs din ea. Păi și de ce? Păi a curs acum, trebuie să șterg eu de jos. Așa, să ștergi? Da. Situația e gravă și prezintă umflături. Și CFR face curățenie pe sponj, dar și călătorii sunt împuțiți, că vorba aia. Mizeria pute, dai călduță. Pentru proiectul de investiții pe care l-am denumit CFR Renaște, o altă tranșă unde sperăm să obținem de la guvern 250 de milioane de lei. Anul acesta sperăm să-i obținem. La TVR România abonamentul avem pe reprezentanta României la Eurovision, Roxen, și un moderator care încurcă zica la populară. Cred că îți dai seama că toată presa vrea să afle următorul răspuns acum. De ce Roxen? Nu pot să întreb pe ea, lauda de sine nu miroase bine. Lauda de sine nu miroase bine. Lauda de sine nu miroase bine, așa era corect. S-a prins și el într-un final. Nu pot să întreb pe ea, lauda de sine nu miroase bine. Lauda de sine nu miroase bine. La Digi24 HD. Invitații sunt la fel de abulici ca și prezentatorii. Iată unul dintre ei. De aceea este foarte important modul în care familia comunică acasă cu propriul copil. Din păcate, mulți dintre noi spun că vin obosiți de la serviciu și nu m-au timp să ocupe de părinți, ceea ce este foarte grav. În mod normal, părinții au grijă de copiilor. Noi așa știm, dar unii părinți n-au grijă nici de ei, dar rămite de copii. De aceea este foarte important modul în care familia comunică acasă cu propriul copil. Din păcate, mulți dintre noi spun că vin obosiți de la serviciu și nu m-au timp să ocupe de părinți, ceea ce este foarte grav. La obositor aflăm cum scapă prezentatorii de stres. Eu scap de stres doar când merg să cheltui bani. Da. Asta e clar. Nu mă simt încordat așa, ar merge. Adică vrei să fii și bătut și cu banii lor. Și pentru că mie îmi place să cumpăr chestii ca să scap de stres, am găsit și un nou model de telefon pliabil care a fost lansat aseară de Samsung, încă un motiv pentru care să cheltui salariu. La ce preț se va vinde, vedeți imediat la jurnal. Dragă Iuliana, măi Pepene, dar nu vă plătește bine de-o profesor că prea păreți așa încordați. O să coste ceva, da, să știi. Să vedem ce ne rezervă astrele, că nu știu ce să zic, e portofelul cam subțire. Hai să vedem, ne ajută Rose. Știți că de la 1 ianuarie a intrat în vigoare taxa oxigen care să aducă o boare de aer curat într-un oraș sufocat de rablele aduse din vest după eliminarea de către PSD a taxei de primă matriculare. Ei bine, primărea Safirea s-a apucat să facă un sondaj, dacă e oportună sau nu. Am primit peste 5.000 de mail-uri pe adresa oxigen@pmb.ro, record. Din cele peste 2 milioane și jumătate de vizualizări,
Au fost și foarte multe persoane care au interacționat cu mine. Am primit peste 60.000 de comentarii, din care 90% se exprimau în defavoarea vinietei antipoluare. Hai să facem un scurt rezumat ca să înțelegeți de ce s-a apucat Firea să facă sondaj pe Facebook. Păi cum de ce? Vin alegerile și asta însemna să piardă procente importante dacă ia măsuri de-astea nepopulare. Vrem mai multe autoturisme în trafic? Se pare că da. Vrem mai multe autoturisme poluante în trafic? Se pare că da. Vrem să mințim în domeniul poluării? Se pare că da. Vrem să măsurăm cum numai noi o facem, fiindcă avem democrație originală, poluarea? Se pare că da. Noi, ceilalți locuitori ai capitalei, o să avem aceeași primăreasă incapabilă, țâfnoasă și populistă? Se pare că da. Cronologia ar fi trebuit întâi locuri de parcare și apoi vinieta oxigen. Dacă se ia bani, nu mai ne afectează la plămân. Gabriela Firea a decis să renunțe la taxa pentru mașinile care poluau excesiv în urma miilor de reacții primite de la cetățeni. Oameni buni, țineți-vă bine că vom avea o nouă autostradă. Bucureștiul va avea o șosea de centură alta decât cea de acum, mult mai șmecheră și cu o limită de viteză mult mai mare. Planul pentru construirea noii centuri în jurul capitalei există de multă vreme. Actuala centură va fi înghițită în câțiva ani de București și se va transforma într-un bulevard, iar șoferii au nevoie de o șosea ca să poată ocoli orașul fără probleme. Noua centură se va numi A0, are regim de autostradă și face parte dintr-un uriaș proiect european de infrastructură rutieră, numit Coridorul 4 Pan-European. Și cum planul era vechi, autostrada este deja trasată, ca să știi șmecherii ce terenuri să cumpere. A0 a fost împărțită în două bucăți mari, una de sud și alta în nord. În timp ce partea de sud este mai avansată și are toate loturile licitate, cea de nord este încă în proces de licitație și are o problemă. O bucată din apropierea localității Cernica trece printr-o arie naturală protejată, Natura 2000, iar avizul de mediu încă nu a fost emis. Și poate vă întrebați când va fi gata megacentura capitalei, că vorba aia, pe hârtie suntem plini de autostrăzi. Zona de sud în 3 ani, zona de nord un an de călare, deci în aproximativ 4 ani. Deci zona de sud va fi gata în 2023? Da. Și zona de nord va fi în 2024? Da. Cred că este o mică problemă de calcul. Lucrările vor fi gata în 2223 și pentru partea de nord în 2224. Deci zona de sud va fi gata în 2023? Da. Și zona de nord va fi în 2024? Da. Loredana e prezentă în studio pentru că trebuie să facă reclamă, că a dat proul pe Antena 1. Răzvan este povestitor, iar Dani joacă rolul playboy-ului. Colegul Dani, care are o căsnicie fericită cu Ramona, este surprins în brațele amantei, Loredana, de către numita colega noastră de emisiune și colega dumnealui de pat. Povestea noastră se desfășoară. Unde ați vrea să se desfășoare? Domnul Dani, unde un cadru din ăsta? Unde să fie încăperea asta? Sudul Franței. Sudul Franței. Bun. În Berceni. Zis și făcut, Răzvan povestește, Loredana, Ramona și Dani se duelează în replici din melodiile arhicunoscute ale divei. Zigzag, 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 zigzag. Iar el spuse: aș vrea să pot să schimb ceva, căci dragostea nu e doar sex pe canapea. Ai vrea să joci un singur rol, cel de seducător. Nu e plictisitor. Foarte bine, foarte bine. Masându-i tâmplele, Loredana Loredana spuse: Ciriri, ciri, ciri, floarea albă de pe câmp, lasă-mă să te miros. Miros frumos. Acum nu vrem să fim răi, dar Dani are și experiență în astfel de întâlniri amoroase. Îi plac astea mai coapte. Dar ghinion, vine relația oficială. Dani o bagă repede pe Loredana în dulap și o primește așa cum se cuvine pe Ramona. Ia bănuim că ceva în neregulă. Spuse. Ia spune tu. Spuse. Spuse. Ridică-mă la cer. Ridică-mă la cer.
Ridică-mă la cer, ridică-mă la cer, sunt și hop, îi fură un pupic iubitului ei. No! Problema este când Loredana își face apariția din dulap și are un dialog cu Ramona. Asistenta a spus, doctorița a spus, m-a furat peisajul, că nu știu ce să mă urc prima dată. Mi se face un pic rău, am și transpirat. Trupul tău și ochii tăi rău m-au vrăjit. Ai la 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 la. Se uită în ochii Loredanei și spuse... Ia uite-te, doamna doctor, aș fugi în lume ce aș fugi cu tine. A, te sculță și numai cu ce am pe mine. Și zise. Și zise. Vino noaptea să mă iei, ca în răpirea din serai. Serai, în căruța ta cu cai, să petrecem ca în rai. Iubi, iubi! O ia salvarea, clar.